Salut! Salut! Facem un experiment de pe TikTok să vedem dacă reușim să vopsim niște ouă cu ceapă în forme deosebite. Care nu cred că o să meargă niciodată. Tu nu crezi, eu cred. Uite, eu voi tăia bucățele de ceapă, de coajă de ceapă și tu tai bucățele de hârtie. Ce zici? Să facem invers? Vrei să tai tu ceapa? Greu tai cu asta. Nu, nu mie. Eu pot să tai cu ea. Eu nu, e hârtia. Așa, facem nu așa. Foarte mari. Trebuie să facem așa mai micuțe. Ca și confetiurile aproape. Nu știu să fac. Cum? Uite așa. E subțire ca o hârtie. Uite că a zburat. La mine nu a zburat niciodată. Pentru că eu am farfecă de copil și tu ai farfecă de adult. Gata, cred că suntem gata. Păi aș mai vrea din astea roșii câteva, ca așa dau o culoare mai puternică. Stai tu aia. Ce? Că l-a zburat. A, da, nici n-am mai tăiat-o. Asta din astea albe? Da, mai nu știu cât de tare o să coloreze. Sunt de toate culorile. Ceapă albă, ceapă. Asta parcă e mai suculentă. Da, cred că nu e așa de uscată aia. Acum hai să facem ca la tombolă. Uite aici ce avem. Stai, ca să te iei să o tai în jumate. Uite așa ca la tombolă. Gata. Deci, uite-te ce trebuie să facem acum. Da. Vei lua un ou. Vei băga în apă ca să-l uzi, îl amesteci așa ca să fie peste tot și după aia îl bagi acolo în bol. Stai. E destul de mult. Și amestecă-l și pe acolo, să se lipească de el. Uite așa. S-a lipit, cred eu. Stai să vedem. Și hârtie! De toate trebuie să se lipească de el. Dacă e alb, atunci ce să... Dar nu cred că e bine. Păi uite, te mai punem noi. Ok, cum zici tu, eu să mai iau un ou. Și uite de ce voi încerca acum să fac. Îl faci ca pe un din ăla, o să mă ocup. Da, și îl răsucesc ca să nu iasă afară. Aici nu avem nimic, nicio culoare. Nu-i bine. Ce păcat. Este destul de greu, nu e așa ușor ca pe TikTok ce am văzut, așa-i? Parcă atunci... Acolo așa ușor mergea. Oi. Cine știe cum făcea? Ai, să vedem. Uite aici, e mult. Unde ziceai și tu, pe spate. S-a spart. L-am auzit că s-a spart. Fira, ia să-l văd. Hai. Pui ușorul. Ține omul ca să leg. Hai, ia. Ține-l. Nu-l pune, nu-l tine, ține-l jos. Ok. Mai țin. Ba da, trebuie să-ți pune-l leg. Exact, trebuie mai bucățele mai mici, că uite cum se lipesc acum. Ca nebunele. Wow. Uite. Pune tu, că eu nu mă cucet. Că mă ustără deja mâinile. Eu gata, mă spăl pe mâini, vin imediat. O să ne iasă bine, pentru că n-am pus peste tot. Păi nici acolo nu era peste tot, nici la clipul respectiv. Da. Era așa, prinse câteva. Bine de el, nu? Da. Așa mi se pare mie. Și cred că mai avem ceapă pentru un ou, poate. Hai să facem 4 să avem, bine? Da. Poți să-l ții. Așa, deci acum vom pune puțin oțet în apă. Și pui puțină sare, te rog.
și punem multe plicuri de ceai de fructe de pădure. De fapt, important e să avem măceșe înăuntru, deoarece acelea vor da culoarea. Și poți să pui încet înăuntru fiecare ou. Bagă-l înăuntru. Unu. Da, bagă. Unu. Doi. Trei. Uai! Și ultimul. Că vezi, deja apa începe să aibă culoare încet. Nu. Și acum lăsăm să fiarbă. Și vom reveni când sunt gata. Să vedem dacă iese experimentul. Da. Are. Am revenit. Noi sperăm, dacă s-a făcut ceva, nu ne dăm seama încă. Că e negru. Da. Deci ce culoare. Cleaxuri, miroase a oțet. Păi na, oțet și a ceai. Ceaiul miros e frumos. Nu, nu. Poate spargi unul aici. Așa, atât am avut. Îți vișinii? Nu știu. Aaa, coaja trebuie să-i o dau jos. Da, va trebui să dăm jos. Ești nerăbdător. Da, nu numai tu, și eu. Asta. Deci tu crezi că nu funcționează. Păi și da. Eu cred că funcționează. Să vedem cine da. Are dreptate. Da. E? Da, vezi că-i coaja, nu te bucura. Ok. Și acum ar trebui să punem în apă, să spălăm, așa-i? Wow! Bădă... A, da, trebuie să spălăm, pentru că, uite, o parte e maro într-un fel. Coaja... Cred că e adevărat. Da. Că îi văd de albă. Hai să vedem. Deci luăm ouă și băgăm. Și ar trebui să-i dăm aia, dar e maro, vezi? Nu cred că e adevărat. Ce-i? Uite. E adevărat? Așa se pare. Ok. Ia să dăm următorul. E apă caldă. Ui, uite fierbinte. Da, ți-am zis. Știu. Ce fain arată. Zici că e de cristal. Știu. Foarte ciudat. Eu credeam, dar parcă totuși nu mă așteptam. Ia să vedem ăsta. Asta e bine. Și așa eu le vedeam deja. Ok, eu să iau următorul. Uite și pe asta, uite. Dos. Hai, ia, poți să le iei tu pe ăla? Că las că mă pricep eu. Stai puțin. Nu, uite-te, ața, ața numai. Stai să căutăm ața. Perfect. Poți să decojez eu? Stai mai puțin. Da, te las în apă pe tine. Nu, că n-am reușit, mai trebuie. Asta să nu s-o... Ce arată foarte ciudat. Dar după ce dăm jos coaja, wow! Uite-l pe asta. Uite-l. Ștefan. Uite-l pe asta. Wow, ăsta chiar e... Ăsta chiar că e fain. Deci e exact ca cei de pe TikTok. Stai. Văd că la unii a prins mai bine și la alții n-a prins așa bine vopseaua. Na, oa, dar sper să fie lucios. Păi îl dăm după aceea cu ulei și atunci devine lucios. Mamă, e fain rău. Da. E dat jos toate cojile? Majoritatea. Ia să-l vedem. Mamă, ce fain a ieșit. Stai. Să mă ia. Ce faine! Și când îl sparg, nu te albuși! Exact! Stai, chiar îi? Da, normal! Nu sunt sigur, precis are altă culoare, aia să vedem! Nu știu, păi nu acum, când o să spargem! Și acum le vom munge! Uite aici! Vrei să ungi tu? Nu, tu! Uite, le iau așa! Atunci chiar va luci! Da, uite aici ce frumos! Am pus puțin ulei în șervețel! Și acum hai să uităm la ele. Care-ți place ție cel mai mult? Ăsta turbatul și cu ăsta.
Ăsta? Și ăsta? Nu, ăsta. Care l-am deschis eu. Foarte frumos a ieșit. Surprinzătoare. Poți să le pui în cuib. Ok. Se scaldă încet. Da, mă, repede și pune. Ui! Mama vă duce la culcuș. Merg la culcuș. Și după aia vă mâncăm. Ha-ha! Lăsați și subscribe. Pa, pa!